Want to speak real Romanian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at RomanianPod101.com. How are your Romanian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Un bărbat este în căutarea unui apartament. Ce apartament va alege? Mă scuzați, caut un apartament în această zonă. Ați putea să-mi arătați niște schițe? Cu siguranță. Este pentru o singură persoană? Nu, voi locui împreună cu soția mea. Vreau o cameră de zi, un dormitor și un birou. Ok. Ce părere aveți despre acesta? Are două camere plus o cameră de zi. Totuși, ar putea fi un pic zgomotos, deoarece este situat în apropierea unei șosele principale. Lucrez de obicei la domiciliu, așa că am nevoie de un loc liniștit. Și aș prefera ca odaia de zi să fie pătrată. Ei bine, ce părere aveți despre acesta? Este situat un pic mai departe de stație, dar într-o zonă rezidențială liniștită. Are două camere și o cameră de zi, însă una dintre camere este un pic îngustă. Nu avem prea multe lucruri, așa că acesta ar fi bun pentru noi. Am putea să vă mai arătăm un apartament care are două camere spațioase, dar este situat și mai departe de stație. Nu, mulțumesc. Aș vrea să merg să văd a doua variantă pe care mi-ați arătat-o. Ce apartament va alege? Un bărbat este în căutarea unui apartament. Ce apartament va alege? Mă scuzați, caut un apartament în această zonă. Ați putea să-mi arătați niște schițe? Cu siguranță. Este pentru o singură persoană? Nu, voi locui împreună cu soția mea. Vreau o cameră de zi, un dormitor și un birou. Ok. Ce părere aveți despre acesta? Are două camere plus o cameră de zi. Totuși, ar putea fi un pic zgomotos, deoarece este situat în apropierea unei șosele principale. Lucrez de obicei la domiciliu, așa că am nevoie de un loc liniștit. Și aș prefera ca odaia de zi să fie pătrată. Ei bine, ce părere aveți despre acesta? Este situat un pic mai departe de stație, dar într-o zonă rezidențială liniștită. Are două camere și o cameră de zi, însă una dintre camere este un pic îngustă. Nu avem prea multe lucruri, așa că acesta ar fi bun pentru noi. Am putea să vă mai arătăm un apartament care are două camere spațioase, dar este situat și mai departe de stație. Nu, mulțumesc. Aș vrea să merg să văd a doua variantă pe care mi-ați arătat-o. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time!